Bună ziua! Ședința Consiliului Superior al Procurorilor din data de 7 mai 2020 se declară deschisă. Astăzi vom avea o ședință în regim de teleconferință, conform dispoziției Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova. Respectiv, va fi asigurată transparența acestei ședințe și va fi înregistrată de către agentul contractat, privesc eu, și în mijlocit va fi plasată și pe site-ul Consiliului Superior al Procurorilor. Va fi posibil ulterior de accesat și privind această ședință. Astăzi, în ședință, sunt prezent quorumul necesar și, respectiv, ședința Consiliului Superior al Procurorilor se declară deliberativă. Pentru astăzi a fost pregătită ordinea de zi și o să o anunț eu, calitatea de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Deci punctul este 1. Desemnarea câștigătorilor concursului demarat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din data de 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. Punctul 2. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică științifică. Punctul 3. Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru Selecție și Cariera Procurorilor. Punctul 4. Examinarea unor cereri de transfer. Punctul 5. Încetarea calității de membru a Colegiului de Disciplină și Etică. Punctul 6. Anunțarea concursului pentru alegerea membrilor colegilor de rândul societății civile. Și punctul 7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de Disciplină și Etică din 24 februarie 2020. Dacă aveți alte propuneri pentru ședința de astăzi, pentru a include în ordine de zi. Vă rog. Doamnă președinte. Da, vă ascult. Eu am o propunere de a exclude din ordine de zi punctul 7. Deoarece eu sunt raportor pe această problemă, dar noi nu o putem examina astăzi, deoarece este vorba de audierea persoanelor cointeresate. Și în a doilea rând este vorba de votul secret, de deliberări, nu o să putem petrece așa cum se cuvine. Și poate o amânăm pe oricare altă ședință. Da. La acest subiect vreau să vă anunț și domnul șef a anunțat că este bolnav și nu se poate prezenta astăzi la ședința noastră, respectiv opiniile dumneavoastră. Pentru amânare pe altă dată. Pentru amânare, da. Vă rog, propun deci a vota, dacă nu aveți alte supliniri pentru ordine de zi, în formatul de 6 puncte care au fost incluse cu amânarea punctul 7 pentru o altă ședință și vă rog să mă manifestați prin vot. Unanim. Prin votul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor a fost aprobată ordine de zi a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 7 mai 2020 și trecem nemijlocit la examinarea subiectelor incluse în ordine de zi. Deci, cum am anunțat, primul punct este desemnarea câștigătorilor concursului anunțat de CSP în data de 30 ianuarie 2020. La acest punct avem mai multe subpuncte. Sunt invitați procurorii care au candidat pentru funcțiile scoase la concurs. Deci, primul subiect polizează pe domnul Buzic, care a candidat la funcția de procuror șef al Procuraturii Raionului Ștefan Vodă și îl invităm pe dumnealui în ședință. Domnul Guzic, sunteți prezent? Vă rog. Este exercițiu nou și pentru noi și pentru fiecare care astăzi participă la această ședință. Ne acomodăm cu tehnologiile informaționale. Vă mulțumesc. Bună ziua! Bună ziua! Vă prezentați, vă rog. Sunt Vladislav Guzic, candidat la funcția de procuror, șef în Procuratura Raionului Ștefan Vodă. Recuzări dacă aveți câte membri Consiliului Superior al Procurorilor. Domnul Guzic, recuzări dacă aveți către membri credințez, credințez tuturor membrilor. Aș vrea la acest subiect să anunț prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din data de 30 ianuarie 2020 a fost anunțat concurs pentru suplinirea mai multor funcții vacante, inclusiv și de procuror, șef al Procuraturii Raionului Ștefan Vodă. Respectiv,
La acest concurs a aplicat doi candidați, domnul Guzic și domnul Eugen Trocin, care ulterior și-a depus cereri de retragere din concurs. Ca urmare a evaluării, domnul Vladislav Guzic a obținut punctajul final 141,1 puncte, în baza mediilor punctaje oferite de către Colegiul de Evaluare a Performanțelor Procurorilor și de către Colegiul de Selecție și Cariera Procurorilor. Am constatat că rezultatele acestor evaluări nu au fost contestate în termenul prevăzut de articolul 24 al legii cu privire la procuratură. Și din datele adiționale aș vrea să vă aduc la cunoștință că, conform profilului profesional al candidatului, domnul Vladislav Guzic a acumulat 12 ani vechime muncă în cadrul organelor procuraturii, corespunde din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror. Totodată, în privința acestui candidat, nu au fost constatați factori de risc cu impact asupra activității de procuror realizate. Către domnul Guzic sunt din partea mea câteva întrebări, și anume dacă dumneavoastră vă susțineți cererea de a accede în această funcție la concursul care ați participat. Cererea o susțin în continuare. Și totodată aș vrea să vă întreb care sunt aspectele esențiale, viziunile manageriale asupra funcției pe care dumneavoastră doriți să o ocupați pe parcursul următorilor 5 ani. Și, practic, sunt 11 luni de când sunt procuror șef interimar, asigur interimatul funcției de șef în Procuratura Raionului Ștefan Vodă. Deja am inițiat un proces de consolidare a echipei în care activez și la maxim posibil îmi depun abnegația și capacitățile care le-am acumulat în parcursul experienței pentru a-mi ajuta colegii de a fi buni procurori și de a-și face meseria așa cum se cere, pentru ca să avem un nume bun în societate. Vă mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări? Domnul Guzic, locul de traie dumneavoastră? Comuna Grătieș, municipiul Chișinău. Și dumneavoastră să faceți navete la Ștefan Vodă și acasă? Relativ. Deci împart timpul ca să pot să mă dedic și serviciului și familiei. Am loc de traie și în Ștefan Vodă. Nu sunt alte întrebări. Poftim alte întrebări, dacă sunt? Aș vrea totodată să vă anunț că nu au fost constatate situații care l-ar face incompatibil pe domnul Guzic cu funcția de procuror conducător. Și dacă nu sunt alte întrebări, vă propun de a se supune votului proiectul de hotărâre de a-l desemna pe domnul Vladislav Guzic învingător al concursului anunțat prin hotărârea CSP-ului din 30 ianuarie 2020. Vă rog să vă manifestați prin vot. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât al desemna pe domnul Vladislav Guzic învingător al concursului anunțat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Ștefan Vodă. A propune procurorului general numirea domnului Vladislav Guzic în funcție de procuror șef al Procuraturii Raionului Ștefan Vodă pe un mandat de 5 ani. A transmite prezenta hotărâre procurorului general pentru demararea procedurilor de emitere actelor administrative corespunzătoare. După cum a anunț și la fiecare ședință, hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor va fi publicată pe pagina web oficială a CSP-ului, directorul hotărârii, și poate fi contestată în condițiile articolului 191 cod administrativ. Dumneavoastră, vă dorim succes în activitatea pe care o veți desfășura și felicitări! Mulțumesc frumos de încredere acordată! Imediat trecem și la al doilea subiect, dar inițial să facem câteva proceduri tehnologice. Următorul subiect din acest punct este vizează funcția de procuror conducător al procuratorului raionului Cahul. Și îl invităm în ședință pe domnul Vital Cibotari, care a participat la acest concurs. Bună ziua! Bună ziua! Vă prezentați, vă rog! Cibotari Vitali, procuror, șef interimar, procuratorul raionului Cahul. Recuzări față de membrii Consiliului, dacă aveți? Nu am. Vă mulțumesc! Stimați membri,
La acest concurs a aplicat doar domnul Vitalie Cebătar, care este procuror șef interimar al Procuraturii Raionului Cahul. Ca urmare a evaluării, dumnealui a obținut punctajul final 148,3 puncte, ca urmare a mediei punctajelor oferite de Colegiul de Evaluare a Performanțelor Procurorilor și Colegiul de Selecție și Cariera Procurorilor. Rezultatele acestei evaluări nu au fost contestate în termenul prevăzut de legea cu privire la procuratură. Din datele adiționale ce țin de profilul profesional al candidatului, Consiliul constată că domnul Vitalie Cebătar a acumulat 24 de ani și 2 luni vechime în muncă în cadrul organelor procuraturii, corespund din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror. Totodată, în privința candidatului, nu au fost constatați factori de risc cu impact asupra activității de procuror realizate. Vă întrebăm dacă dumneavoastră vă susțineți cererea de a accede în funcția pentru care ați candidat. Da, eu susțin cererea. Și totodată am vrea să ne prezentați careva viziuni manageriale în raport cu funcția pentru care ați aplicat. Nu, eu consider că în activitatea procuraturii este necesară asigurarea continuității și stabilității activității, consolidarea profesionalismului și independența, atât cât în procuraturii în general, cât și fiecare procurorul în special. Eu consider că sunt omul potrivit pentru funcția de procuror șef al procuratorului Ion Cahu, așa cum am experiență și capacitate necesară, sunt pregătit să fac față provocărilor. Am identificat deja problemele existente și practicam proces la rezolvarea lor și în cazul numirii în funcție procesul va continua. Urgentând astfel survenirea rezultatelor Procuraturii Raionul Cahu, așa pe scurt cum. Da, toate abilitățile cred că dumneavoastră le veți demonstra în activitate. Da. Și așa întrebare, câți ani aveți în funcție de conducere? În conducere deja am mai mult de 15 ani. Dacă sunt și alte întrebări, vă rog. O întrebare la mine apare. Da, vă rog. Dumneavoastră cunoașteți bine raionul? Da, eu am activat aici, am fost procuror șef în 2002-2007, am fost procuror șef al Procuraturii Raionului Cahul și am activat în funcție de procuror șef și procuror în Procuratura de Circumscripție Cahul, activând în, am susținut acuzarea de stat în curte de apel Cahul. Și 5 ani am fost și procurorul Raionului Cantemir aici, aproape, adică toate... A regiunii o cunoașteți bine. Da. Vă doresc succes. Mulțumesc frumos. Da, vă rog, domnul Ploșniț. Domnul Cebătar, spuneți, vă rog, dar care sunt problemele care se confruntă astăzi Procuratura Cahul? Mi-a s-a spus că ați identificat problemele și vreau să le aud și eu care sunt. Eu... pot să vă spun că aici sunt matincă aceleași probleme ca și în alte procuraturi, numai că deja când am venit am găsit mai mult de 1200 de dosare în procedura în poliție pornite și ca să vă fie mai simplu și să înțeleg. Eu vreau să înțelegeți că iată deja când eu am plecat din funcție în 2007, din funcția procurorului în Cahul, când am trecut în Cantemir,
în procedura procuraturii era 100-150 de dosare. Acum eu am găsit un volum foarte mare aici, de, nu știu de ce aici așa s-a creat așa situația. Și în timp, iacă eu exercit activitatea de șef interimar în timp de 4 luni, o leacă a încurcat iacă pandemia asta. Da, eu deja am redus și acum în procedură se află mai puțin de 1000 de dosare, în jur de 900 de dosare, și eu cred că până la sfârșitul anului eu am să fac față și am să reduc acest număr până la minim. Aici sunt probleme și cu ofițeri de urmări penale. S-a schimbat aici și sunt foarte tineri și fără experiență și trebuie de lucrat cu dânsii să schimbăm situația spre bine. Mulțumesc frumos de răspuns, domnul Cibătar. Mulțumesc. Da. Stimați colegi. Da, noi vă auzim, vă rog, spuneți. În primul rând vreau să vă spun că procuratura Raionul Cahul n-am avut șef în parcursul ultimele 4 ani. Toți care până acum a fost la șefie sau a exercitat funcțiile interimare. Din cauza asta avem în procuratoră Raionul Cahul foarte mare probleme. Domnul Cibătari a menționat că la începutul anului am avut o instanță la exercitarea urmei mai mult decât 1000 de dosare. Așa restanță nu avem la niciun sector în începe. Și avem mare nădejde și speranță că domnul Cibătari, împreună cu echipa procurorilor, va schimba situația în apropiată ce spre bine. Noi deja am propus câteva pași pentru rezolvarea situației, în apropiată timp va fi încătrat suplimentar procurorii în cadrul procuraturii. Avem acolo 3 locuri vacante. Nu știu din ce cauză, dar în ultimul an a fost chiar scăzut numărul procurorilor în cadrul procuraturii Cahul, decât că asta este cea mai mare și cea mai complicată procuratura în țară. Dar totuși cred că anume domnul Cibătari va realiza sarcinile care pune astăzi conducerea Procuraturii Generale. Rog susținerea candidaturii domnului Cibătari. Mai mult ca atât, el deja a lucrat în această funcție și a manifestat foarte și foarte pozitiv. Totodată aș vrea să vă anunț în context că nu au fost constatate situații ce ar face incompatibil cu domnul Cibătari funcție de procuror conducător. Și dacă nu aveți alte întrebări, aș vrea să supunem votului acest proiect de hotărâre. Vă manifestați, vă rog, prin vot. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât, al desemnat pe domnul Vital Cibătari, învingător al concursului anunțat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Cahul. A propune procurorului general numirea domnului Vital Cibătari în funcție de procuror șef al Procuraturii Raionului Cahul pe un mandat de 5 ani. A transmite prezenta hotărâre procurorului general pentru demararea procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, directorul hotărârii și poate fi contestată în temeiul articolului 191 cod administrativ. Succes în activitatea care urmează să o desfășurați. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Următorul subiect este concursul pentru supunerea unor funcții vacante de procuror conducător, și anume procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești. Îl invităm în ședință pe domnul Vasile Cibătaru. Este... Bună ziua! Bună ziua! Vă prezentați, vă rog. Toate că v-am prezentat deja.
Sunt Vasile Ciubotaru, candidat la funcție de procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești. Recuzări față de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, dacă aveți? Nu am nicio recuzare. Stimați membri, la concursul pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești a aplicat domnul Vasile Ciubotaru, care este procuror șef interimar al Procuraturii Raionului Telenești. Respectiv, în rezultatul evaluării dumnealui a obținut punctajul final 144,5 în baza mediilor punctajelor oferite de către Colegiul de Evaluare Performanțelor Procurorilor și de către Colegiul pentru Selecție Cariera Procurorilor. Aceste rezultate nu au fost contestate în condițiile legii cu privire la procuratură. Din datele adiționale ce țin de traseul profesional al candidatului, am constatat că domnul Vasile Ciubotaru a acumulat 24 de ani. Așa este, domnul Ciubotaru? 19 ani. De asta și întreb. 19 ani experiență în calitate de procuror, dintre care 5 în funcție de conducere. Vă mulțumesc. Și corespunde din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror. Totodată, dumnealui nu a fost supus cercetării disciplinare și nu au fost constatați nici factori de risc cu impact asupra activității care au realizat-o. Dumneavoastră vă susțineți cererea pentru accederea în funcția pentru care ați candidat? Da, susțin integral cererea. Și am vrea să vă întrebăm care sunt viziunile dumneavoastră, careva aspecte esențiale asupra funcției care urmează să o exercitați în cazul numirii dumneavoastră în funcție. Eu am exercitat primul mandat în calitate de procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești. Stilul meu de conducere a fost și va fi unul democratic, bazat pe comunicare permanentă și consultare a procurorilor, atât din cadrul Procuraturii Raionale, cât și a procurorilor din cadrul Procuraturii Generale. Fiecărui coleg din colectiv i-am recomandat și recomand în continuare să pornească de la cele mai bune lucruri din experiența sa anterioară, și să influențeze colectivul anume cu experiența sa bună pe care a acumulat-o anterior. Încurajez mult creativitatea colegilor, lucrul în echipă, pentru ca ideile cele mai bune se propage atât în exterior, anume în beneficiul organelor procuraturii. Mizez mult pe corectitudinea relațiilor dintre colegi, prin respectarea eticii și conduitei în activitatea profesională. Și colectivul este format din lucrători buni care au atins rezultate bune în activitate. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă anunț totodată că nu au fost constatate situații ce l-ar face incompatibil pe domnul Vasile Ciubotaru, funcția de procuror conducător. Și dacă dumneavoastră aveți alte întrebări, poftim. Nu avem, susținem candidatura. În acest caz, vă propun de a supune votului proiectul de hotărâre al desemnat pe domnul Vasile Ciubotaru, învingător al concursului anunțat la funcție de procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești. Vă rog, vă manifestați prin vot. Domnul Guceac, trebuie să fim mai atenți acum că este mai greu. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât, al desemnat pe domnul Vasile Ciubotaru, învingător al concursului anunțat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești. A propune procurorului general numirea domnului Vasile Ciubotaru în funcție de procuror șef al Procuraturii Raionului Telenești pentru cel de-al doilea mandat de 5 ani. A transmite prezentă hotărâre procurorului general pentru demararea procedurilor de emitere actelor administrative corespunzătoare. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestată în condițiile articolului 191 cod administrativ. Succes în activitate și felicitări, domnul Ciubotaru. Da, vă mulțumesc foarte mult. O zi bună. Da, o zi bună. Următorul concurs care a fost anunțat prin aceeași hotărâre din 30 ianuarie 2020 este acea de a funcție procuror șef al Procuraturii Raionului Florești. Îl invităm pe domnul Baidaus Valentin.
O clipă doar că să conecteze. Bună ziua, vă prezentați, vă rog. Bună ziua. Mă aud? Vă auziți foarte bine, vă prezentați. Valentin Băidaus, candidat la funcția de procuror șef al Raionului Florești. Stimați membri, la acest concurs care a fost demarat la data de 30 ianuarie 2020 s-a înscris unicul candidat, Valentin Băidaus, care este la moment procuror șef interimar al Procuraturii Raionului Florești. Astfel, ca urmare a evaluării, dumnealui a obținut punctajul final 146,5 puncte, în baza mediilor punctaje oferite de către ambele colegii. Aceste rezultate nu au fost contestate în condițiile legii cu privire la procuratură și din datele adiționale la profilul profesional al candidatului, cred că mai bine îl întrebăm pe el, câți ani dumneavoastră activați în procuratură? Mai bine de 20 de ani, peste 20 de ani. Și în calitate de procuror conducător? 6 ani jumătate. Am activat procuror șef în cadrul Procuraturii Iova, timp de 5 ani. Aș vrea să vă anunț totodată că domnul Băidaus corespunde din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror și totodată în privința dumnealui nu au fost constatați factori de risc cu impact asupra activității de procuror realizate. Și aș vrea să vă întreb acum dacă dumneavoastră vă susțineți cererea pe care ați depus-o de a fi numit în funcția de procuror conducător al Raionului Florești? Da, domnul președinte, susțin cererea. Și să vă expuneți câteva aspecte esențiale din managementul pe care l-ați propus pentru următorii 5 ani. Deja activând de un an și 4 luni în calitate de procuror șef interimar a Procuraturii Florești, consider că am inițiat careva momente vizând consolidarea colectivului. Deci la momentul când am preluat funcția, erau probleme de cadre, erau 2, ulterior 3 funcții vacante. La moment activăm, adică un coleg este delegat în altă procuratură, suntem cu funcții vacante. Am mai inițiat careva momente cu susținerea conducerii Procuraturii Generale. Deja se realizează vizând condițiile de lucru, considerând că un moment prioritar în activitatea procurorului este și însăși condițiile de lucru. Mă refer la sediul Procuraturii, asta e o dorință de-a mea personală și atât a colectivului. Adică, în genere, colectivul consider că este un colectiv bun, cu experiență. Au capacități, toți colegii au capacități bune de lucru, rezerve mă refer. Consolidarea este mănăstărul pe viitor ca să avem rezultate bune și mai bune. Dacă să fiu succint în linie generală. Alte întrebări dacă sunt? La mine este o întrebare. Da, vă rog. În spate la domnul viitor procuror stă un tablou. Ce reprezintă el în ajurea sahului? Ceva? Declarația de independență. Așa și m-am gândit, dar rău să vedeți. De atât am vrut să concretizez. Sunteți bravă că aveți așa document în spate. Cred că de dânsul îți va conduce și în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Da, domnul Ploșniță și dumneavoastră. Mă scuzați, procuror, dar care este problema cu sediul procuratorii? Așa am înțeles că aveți o problemă cu sediul procuratorii. Sediul e vechi, pur și simplu și urmează a fi reparat. Și e problema de spațiu, cu spațiu mic. Adică spațiile nu sunt suficiente pentru procurorii da. Care sunt încădreați în procurorii. Da, e... Corect a spus, spațiul nu este suficient pentru activitatea bună, să spunem așa, a procuraturii. Dar sub aspect tehnic sunteți asigurați sau nu? Da, sub aspect tehnic, da. Mulțumesc, nu am întrebări.
Deodată aș vrea să vă anunț că în privința candidatului că nu au fost constatate situații care l-ar face incompatibil cu funcția de procuror conducător, în privința domnului Vaidaus. Și dacă dumneavoastră aveți alte întrebări, poftim. În acest caz, propun de a fi supus votul proiectul de hotărâre de a-l desemna câștigător pe domnul Valentin Vaidaus pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuratorului Raionului Florești. Vă rog, vă manifestați prin vot. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât al desemna pe domnul Valentin Vaidaus, învingător al concursului anunțat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuratorului Raionului Florești. A propune procurorului general numirea domnului Valentin Vaidaus în funcția de procuror șef al Procuraturii Raionului Florești pentru cel de-al doilea mandat, primul mandat. Corespundeam la anterior subiect. Al Procuraturii Raionului Florești pentru un mandat de 5 ani. A transmite prezenta hotărâre procurorului general pentru demararea procedurilor de emitere actelor administrative corespunzătoare și hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, directorul hotărâri. Și hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul articolului 191 din Codul Administrativ. Dat fiind faptul că am citit așa, cred că după 5 de ani de activitate dumneavoastră veți candida și la următorul candidat. La următorul mandat, mai drept zis. Succes! Într-adevăr urmează să o desfășurați și într-adevăr să vă doriți de a exercita și acel al doilea mandat care va fi ulterior. Și felicitări! Eu vă mulțumesc! Mulțumesc pentru încredere și o zi bună vă doresc. Mulțumesc. Următoarea funcție care a fost scoasă la concurs în cadrul acelei ședințe din data de 30 ianuarie 2020 a fost funcția de procuror șef al Procuratorii Raionului Drochea. Și aș vrea să-l invităm acum în ședința noastră pe domnul Viorel Tureac, care a aplicat la această funcție. Verificăm acum și dacă este totul în ordine. Domnul Tureac? Bună ziua! Bună ziua! Vă prezentați, vă rog. Viorel Tureac, candidat la funcție de procuror șef al Raionului Drochea. Procuratorii Raionului Drochea. Recuzări dacă aveți față de membrii Consiliului Superior al Procurorilor? Nu sunt. Vă mulțumesc. Stimați membri, aș vrea să vă anunț că la acest concurs, de fapt, inițial a aplicat domnul Viorel Tureac, procuror șef interimar al Procuraturii Municipiului Bălți și domnul Eugen Trocin, procuror șef interimar al Procuraturii Raionului Drochea. Respectiv, ulterior, până a fi supus procedurilor de selecție, domnul Eugen Trocin a depus cereri de retragere din concurs. Astfel, în acest concurs a rămas doar și domnul Tureac și ca urmare a evaluării inclusiv de către Colegiul de Selecție a Performanțelor pentru Selecția și Cariera Procurorilor, dumnealui a obținut punctajul final 151 între puncte. Rezultatele acestei evaluări nu au fost contestate în condițiile legii cu privire la Procuratură, dar cred că ar fi corect să-i oferim cuvântul domnul Tureac și să-l întrebăm câți de ani dumnealui activează în cadrul Procuraturii. Deci în luna august a acestui an se numește 28 de ani. Este 27 de ani. În calitate de procuror conducător, câți ani ați activat? În calitate de procuror conducător, 13 ani ca procuror șef în cadrul Procuratorii Municipiului Bălți, 4 ani adjunct al procurorului Municipiului Bălți și un an și jumătate am fost șef adjunct de secție în cadrul Procuraturii Generale. Vă mulțumesc. Din punct de vedere medical, domnul Tureac corespunde pentru exercitarea funcției de procuror
și nu au fost constatați factori de risc cu impact asupra activității de procuror pe care a realizat-o parcursul acestor ani. Dar totodată am vrea să vă întrebăm dacă dumneavoastră vă susțineți cererea de a accede în funcția pentru care ați candidat. Da, o susțin. Și să vă expuneți câteva aspecte esențiale asupra viziunilor manageriale care le aveți în raport cu funcția pe care ați vrea să o ocupați, la care aspirați. Principalul obiectiv, deci organizarea corectă a activității procuraturii, distribuirea obligațiilor de serviciu într-un mod corect, respectiv, deci organizarea lucrurilor, conlucrarea cu organul de poliție, cu autoritățile administrației publice locale. Cam astea sunt viziunile principale de la care o să pornesc. Vă mulțumesc, dacă sunt și alte întrebări. La mine este întrebare, adică mai multe. Da, vă rog. Dar domnul... până atunci, domnul Tureac, cred că se aude un eco la dumneavoastră sau închideți ușa, nu știu ceva se întâmplă. Este un eco sau sunetul mai puțin sau telefonul este alături de, către, de computator? Nu, nu este, că nu funcționează computatorul. Ok. Domn Ploșniță, vă rog. Domnul Pulbere, vă rog. Scuze, vă rog, domnul Pulbere. Da, domnul Tureac, dumneavoastră nu sunteți în, în sediu la Procuratura din Drochea? Nu. Nu? Nu. Am vrut să întreb dacă acolo este declarația de independență undeva la loc văzut pusă. Nu știți. Procuratura la Drochea nu cunosc la moment. La Bălți este, la Drochea nu cunosc. Nu, dacă, dacă la Bălți este, cred că va fi și la Drochea. Cred că în mod obligatoriu, că da. Asta și trebuie să fie în mod obligatoriu. Dar eu vreau să mai concretizez un lucru. Dumneavoastră știți tradițiile frumoase care le are Procuratura din Roche, care le-au avut mai drept spus? Pentru alimentare. Posibil că le cunosc. Pentru alimentare pe viitor. Am înțeles, am înțeles. Succes să vă doresc. Vă mulțumesc. Domnul Ploșniță, vă rog. Explicați, vă rog, de ce ați decis dumneavoastră candidați la Drochia? Dumneavoastră sunteți din Bălți, ați activat mult timp în Bălți și vreau să înțeleg de ce v-ați propus candidați la funcție de procuror șef la Drochia? Deci am decis, deoarece am fost în calitate de procuror conducător, pe cum am remarcat, în cadrul Procuraturii Bălți am activat peste 13 ani. Având în vedere că nu pot să mai candidez, deci, pentru un alt mandat, Am decis să încerc să dețin această funcție în una din procuraturile raionale. Având în vedere că procurorului actual a expirat al doilea mandat, am decis să merg în cadrul acestei procuraturi și respectiv să încerc să activez ca procuror conducător în cadrul procuraturii teritoriale raionale, am vedere. Dacă îmi permiți o remarcă, fiind procuror șef la Bălți, cred că trebuia să mergeți în accesiune, adică să mergeți ceva mai, la o funcție mai superioară, dar nu să reveniți la raion. Putea să revină, viziunea mea personală, vă rog, nu vă spărați, putea să revină un începător. Mai sunteți foarte, cu o experiență de 27 de ani. Sau unul și doi, aș vrea să aud totuși ce vă propuneți dumneavoastră, pentru că ceea ce ați declarat dumneavoastră acum este ceva la general. Eu vreau să aud personal ce vă propuneți dumneavoastră pentru buna desfășurare activității sau, știu eu, poate pentru îmbunătățirea activității în Procuratura Drochia. Deci, la moment, eu consider că Procuratura Raionului Drochia a activat bine. Dacă o să fie posibil, o să încerc să mișc lucrurile de la bine spre mai bine. O să fiu interesat în o organizare bună a activității procuraturii, în conlucrare cu organul de poliție, după cum am remarcat. Mă interesează situația criminogenă din teritoriul respectiv. Sunt informat că în raion există 40 de localități
dintre care 27 de comuni, un oraș și 12 sate. Deci o să încep de la ce mă interesează, în primul rând, care este situația criminogenă în fiecare localitate, și respectiv, de aici o să încep să dirijez activitatea procuraturii comun cu poliția, organele publice, organele primăriei și așa mai departe. În vederea bunei funcționări și... Bine, mulțumesc. Eu nu am mai multe întrebări. Dacă sunt alte întrebări? Dacă domnul Ploșin s-a oftat greu, înseamnă că nu i-a satisfăcut de răspuns. Da, nu sunt satisfăcut pentru că tot ce spune domnul Tureac este vechi. Învechit absolut total. El nu merge în pas cu timpul de astăzi. Deci sunt desatisfăcut. Vă spun sincer că sunt desatisfăcut. Domnul Mânăin, vă asigur că domnul Tureac a fost și va fi un procuror nu numai bun, dar progresiv. Și eu sunt sigur că eu face față procuraturii. Domnul procuror general, dacă dumneavoastră dați așa asigurări, eu voi vota pentru. Dar numai datorită faptului că dumneavoastră dați așa asigurări. Eu vă asigur. Da, mulțumesc frumos, mă scuzați. Domnul Persin, am oftat o leacă mai ușor. Da, acum mai ușor am oftat. Mulțumesc. Se supune votului proiectul de hotărâre de a-l desemna pe domnul Viorel Tureac, învigător al concursului pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Drochea. Și vă rog, vă manifestați prin vot. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât al desemna pe domnul Viorel Tureac, învigător al concursului, anunțat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Drochea. A propune procurorului general numirea domnului Viorel Tureac în funcția de procuror șef al Procuraturii Raionului Drochea pentru un mandat de 5 ani. A transmite prezenta hotărâre procurorului general pentru demararea procedurilor de emitere actelor administrative corespunzătoare. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestată în condițiile codului administrativ. Succes în activitatea pe care urmează dumneavoastră să o desfășurați și felicitări! Vă mulțumesc! Vă zicem la revedere și trecem la următorul subiect. În cadrul ședinței din data 30 ianuarie 2020, de asemenea, a fost anunțat concurs și pentru suplinirea funcției vacante de procuror conducător și anume procuror șef al raionului procuratorii raionului Dondușeni. La acest concurs au participat doi candidați, este domnul Banaru Anatolie și domnul Eugen Trocin, pe care îi invităm în ședință. Bună ziua! Îl avem prezent pe domnul Banaru Anatolie și așteptăm câteva clipe să conectează și domnul Trocin. Bună ziua! Vă prezentați fiecare, vă rog, pe rând. Bună ziua, Anatolie Banaru, candidat la funcție de procuror șef în procuratura raionului Dondușeni. Bună ziua, mă numesc Eugen Trocin, candidat la funcție de procuror șef al procuraturii Dondușeni. Recuzări față de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, dacă sunt? Recuzări nu am, încredințez. La fel, încredințez. Stimați membri, pentru acest concurs, după cum am anunțat, au de suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Dondușeni, au aplicat Anatolie Banaru, adjunctul procurorului șef al Procuraturii Raionului Drochea și Eugeniu Trocin, procuror șef interimar al Procuraturii Raionului Drochea. Dondușeni. În virtutea regulilor care au fost stabilite pentru desfășurarea acestui concurs, ambii candidați au fost evaluați astfel.
Domnul Anatolie Bănaru a obținut punctajul final 142 de puncte în baza mediei punctajelor oferite de către Colegiul de Evaluare Performanțelor Procurorilor și Colegiul pentru Selecție și Cariera Procurorilor, iar domnul Eugeniu Trocin a obținut punctajul final 130,3 puncte în baza mediei punctajelor oferite de către Colegiul de Evaluare Performanțelor Procurorilor și Colegiul pentru Selecție și Cariera Procurorilor. Aceste rezultate, ca urmare a evaluării, nu au fost contestate în condiții legii cu privire la procuratură. Și adițional, ce ține de traseul profesional ambilor candidați, ambii au o vechime în muncă, în funcția de procuror mai mare de 10 ani, corespunde punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror și nu au sancțiuni disciplinare. Pe rând, domnul Bănaru, o să vă întreb dacă dumneavoastră vă susțineți cererea de accedere în această funcție pentru care ați candidat? Da, o susțin. Și domnul Trocin? Da, la fel, susțin cererea. Aș vrea să vă anunț că pentru realizarea acestui exercițiu de selecție se reține prevederile articolului punctului 8.22 de Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor și punctul 6.15 din Regulamentul pentru privire la Colegiul pentru Selecție și Cariera Procurorilor și Procedura de Selecție și Cariera Procurorilor, care reglementează nemijlocit această procedură de selecție a candidaților. Și în acest sens vă anunț că se consideră ales candidatul care are cel mai bun punctaj la concurs. Dar, ne ținând cont la aceasta, aș vrea totodată ca domnul Bănaru să-și expună aspectele manageriale asupra activității pe care lui ar dori să o desfășoare în cadrul Procuraturii Dundușeni. Da, mulțumesc. Și eu consider că am toate capacitățile pentru a prelua, cum a spus, conducerea procurorului Raiunul Dundușeni. Mi-am pus această ambiție în considerație că am o experiență destul de bogată în calitate de procuror adjunct a procurorului Raiunul Drochea, în mult de 15 ani. Consider că bagajul de cunoștință și experiență avut în parcursul acestei activități îmi permite să aspir la o ascendență profesională, deci în calitate de procuror a unei procuraturi de region. Consider că, cum am spus, tot bagajul de capacități și cunoștință sunt suficiente pentru a prelua această activitate. Consider că activitatea procuraturii Raiunului Dundușeni va continua în același aspect să fie în continuare se evolueze în ce privește atât calitativ cât și cantitativ în ce privește calitatea actelor care vor fi întocmite de procurori, va fi ridicat nivelul calității urmării penale, bunii colucrări în continuare cu organele de poliție, eu și corespunzător și cu instanța de judecată, care la fel va procede la un nou nivel. Toate aceste activități, respectiv buna organizare a activității procuraturii, va fi la control permanent din partea mea. Colectivul consider că va fi orientat pentru a și îmbunătăți activitățile sale. Consider că procuratura Raiunului Dundușeni urmează să aibă, deci, și o activitate mult mai fructuoasă în continuare. Domnul Bănaru, câți ani dumneavoastră activați în calitate de procuror conducător? Din 2005, 15 ani. Și până atunci unde ați activat? Deci, din 2000 activez în procuratura Raiunului Drochea. Deci, în același practic, în același loc, da, exact. Domnul Trocin, vă rugăm și pe dumneavoastră să vă expuneți aspectele manageriale asupra funcției la care candidați.
Ca să fiu mai scurt, deci voi face și în continuare tot posibilul pentru buna funcționare a Procuraturii Teritoriale, astfel încât să corespundă așteptărilor conducerii Procuraturii, cât și așteptărilor societății. Voi consolida și mai mult colectivul, care până în perioada primului mandat m-am confruntat cu probleme serioase de fluctuații de cadre. Nu în ultimul rând, voi întări și mai mult disciplina executorie. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări față de candidați, vă rog. La domnul Trocin, dacă am înțeles, e vorba că dumneavoastră mă activați în Dundușeni. Da, corect. La procuror șef ați activat 5 ani, da? Da. Și înainte de aceasta am activat 5 ani ca adjunct al procurorului șef, al tot Dundușeni. Tot Dundușeni. Dar în organul procurator în total? E 2005. 2005. Mulțumesc. Da, vă rog. Domnul Trocin, spuneți-vă rog, dar prin ce se explică faptul ăsta? Așa am observat eu, dacă greșesc, numai să mă corectați. Că ați candidat parmis la vreo 3 funcții de procuror șef și cum și dincolo, de acolo v-ați retras, ați rămas la Dundușeni, prin ce se explică? Deci, inițial am depus cerere pentru participare la încă 2 procuraturi, fiindcă nu mă leagă nimic, să vă spun sincer, de Dundușeni. Nu sunt băștinaș din Dundușeni, dar nu am consultat cu familia aspectul dat. După care, deci, discutând pe plan familiar, am decis totuși că urmează să retrag de la celelalte 2 procuraturi și să pledez în continuare pentru Dundușeni. Înțeleg că decizia dumneavoastră privind candidarea la funcție de procuror șef la Dundușeni a fost influențată de familia dumneavoastră. Nu primordial, undeva secundar. Mulțumesc, nu am întrebări. Alte întrebări dacă nu sunt? De data dau o întrebare care trebuie. Nu sunt. Nu sunt. Concretizare, doamnă președinte. Doamnă președinte. Da, vă rog. O concretizare. Da, da, da. Domnul Trocin, iată, domnul Banaru s-a expus că el va încerca să conlucreze cu organele de poliție, cu instanța de judecată, cu autoritățile locale. Din punctul dumneavoastră de vedere, ci dânsul a observat că această conlucrare lipsește între procuratură și organe menționate. Dumneavoastră, cât ați activat aici, cum ați conlucrat cu organele respective, am de poliție, instanță de judecată, administrația publică locală? Pot să vă asigur, deci, că pe parcursul primului mandat, cât și ca adjunct, am avut și am o conlucrare sănătoasă, o lucrativă, atât cu inspectoratul de poliție, cât și cu instanța de judecată, mai puțin cu administrația publică locală, fiindcă doar în limitele care au tangență cu procuratura. Adică nu stați în poziție de drept în fața președintelui raionului? Nici de cum nu. Nici de cum nu. Am înțeles. Mulțumesc. Stimați colegi, eu nu vreau influențez la poziția dumneavoastră. Știu că fiecare dumneavoastră votați așa cum credeți. Dar, totuși, dacă vreți poziția mea, vreau să spun că în privința calitățile manageriale domnului procurorul actual interimar, avem multe întrebări. De aceea, cred că trebuie schimbăm situația, ceea ce referă managementul general în cadrul procuraturii Dundușeni. Eu susțin candidatura domnului Banaru Anatoliu. Sunt și alte opinii de discuții, pentru că aș vrea să vă anunț totodată ceea ce am anunțat și prevederile actelor normative care
vizează nemijlocit procedura de selecție și acestea ne spun că se consideră ales candidatul care are cel mai mare punctaj și dacă nu sunt alte aspecte care ar genera incompatibilitatea candidatul cu funcția de procuror conducător, iar în cazul dat domnului Bănaru, acestea nu au fost constatate, eu vă propun să supunem votului proiectul de hotărâre prin care va fi desemnat câștigător al acestui concurs pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Raionului Dundușeni, Anatolie Bănaru, și vă rog să vă manifestați prin vot. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât, al desemnat pe domnul Anatolie Bănaru, învigător al concursului anunțat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din data 30 ianuarie 2020 pentru suplinirea funcției de procuror șef al Procuraturii Raionului Dundușeni și a propune procurorului general numirea domnului Anatol Bănaru în funcție de procuror șef al Procuraturii Raionului Dundușeni pentru un mandat de 5 ani, a transmite prezenta hotărâre procurorului general pentru demararea procedurilor de emitere actelor administrative corespunzătoare și hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestată în condițiile articolului 191 cod administrativ. Domnul Bănaru, dumneavoastră vă urăm succes în activitatea pe care urmează să o desfășurați. Felicitări, domnul Trocin, să mai participați și la alte concursuri. Vă mulțumesc frumos! Să aveți practică! Noi vă zicem la revedere și trecem la examinarea altor subiecte care sunt incluse în ordinea de zi. O clipă. Așa. Noi mai avem pe ecran doamna Irina Lupașcu, ea este domnișoara care, doamna care ne asigură secretariatul astăzi. Deci ea este cu noi, dar de fapt face un proces verbal pentru ședința de astăzi. Și noi vedem pe ecran. Trecem la următorul subiect care este inclus pentru ordinea de zi, examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și științifică. Doamna Inga Furtună, vă rog. Stimați colegi, la Consiliul Superior al Procurorilor au fost depuse 5 cereri prin care procurorii semnatari au solicitat să le fie acceptat cumulul activității de procuror cu activitatea didactică pe care urmează să o desfășoare în cadrul proiectului Consolidarea răspunsului guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica Moldova. Procurorii semnatari sunt Adrian Mircos, procuror șef al Direcției Urmăririi Penale și Criminalistică din cadrul Procuraturii Generale, domnul Sergiu Rusu, procuror șef al Secției Combaterea Traficului de Ființe Umane din cadrul aceleași direcții, domnul Viorel Ciobanu, procuror în Secția Combaterea Traficului de Ființe Umane din cadrul acestei direcții, domnul Radu Gojan, procuror în Secția Unificarea Practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul aceleași direcții și domnul Ion Munteanu, care la moment este procuror adjunct interimar al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție. Acest proiect este implementat de către Organizația Internațională pentru Migrație cu susținerea financiară a Guvernului Statelor Unite ale Americii. Din informație care ne-a fost prezentată și care a fost plasată și în mapele dumneavoastră, organizatorii proiectului ne-au informat că, având în vedere starea de urgență din țară, termenul de realizare a proiectului a fost prelungit până la data de 30 septembrie 2020, respectiv calendarul activităților va fi și el reprogramat în funcție de disponibilitățile și agenda fiecăruia dintre participanți. Activitățile la care urmează să fie antrenați procurorii ce au solicitat acest cumul sunt ateliere de lucru, instruiri pentru atât pentru procurori, cât și pentru judecători, dar și pentru reprezentanții altor entități publice care au tangență pe domeniul combaterii și preîntâmpinării fenomenului traficului de ființe umane. Dintre activitățile care sunt prioritate pentru acest proiect sunt atelierele regionale pentru șefii și secretarii comisiilor teritoriale de combatere a traficului de ființe umane, în care participant ca formator urmează să fie domnul Viorel Ciobanu.
instruirile pentru completele de judecată care au fost specializate în examinarea cauzelor privind traficul de ființe umane și infracțiunilor conexe, la care în calitate de formatori vor participa domnul Sergiu Rusu și domnul Viorel Ciobanu, instruiri specializate a ofițerilor din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane, la care în calitate de formator se solicită prezența domnului Sergiu Rusu, și atelierul de lucru anual al procurorilor din procuraturile teritoriale, responsabil de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, pentru domnul Viorel Ciobanu în calitate de formator. De asemenea, în cadrul activităților acestui proiect se preconizează elaborarea unei metodologii de efectuare a acțiunilor cu privire la recuperarea bunurilor dobândite prin mijloace ilicite. Acest aspect aș vrea să fac și o concretizare, că această metodologie va fi o continuare a ghidului referitor la investigațiile financiare paralele, care a fost elaborat tot cu suportul și prin contribuția inclusiv și a procurorilor din cadrul Procuraturii Generale, respectiv la elaborarea acestei metodologii vor participa domnul Mircos, domnul Bojan, domnul Rusu și domnul Munteanu. Având în vedere specializarea acestor activități și profilul profesional al procurorilor care au depus aceste cereri, consider că este necesar să acceptăm acest cumul, dată fiind faptul că aceasta le oferă posibilitatea să promoveze cunoștințele pe care le-au acumulat în cadrul câmpului profesional și altor procurori, dar și reprezentanților altor autorități publice. Dacă sunt întrebări la acest subiect? În acest caz, vă propun de a susține colega și a vota acest proiect de hotărâre care a fost anunțat și vă rog să vă manifestați prin vot. Domnul Buceac, sunteți cu noi? Eu o să mă abțin la votare, pentru că nu am. Dar vă rog încă o dată ca să este... În cadrul sau asemenea agenda de tehnică, cum îi faci calificat ca una de dat și poate mai mult științe. Dar sunt pentru formulare. Trebuie să facem ordine în actele noastre. Eu o să vă rog încă o dată să spunem votul, pentru că eu nu am fost atentă la numărul de voturi care au fost. Încă o dată să vă manifestați. Da, e ok. 9 voturi a fost. Deci, Consiliul Superior a hotărât. A aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice desfășurate în cadrul proiectului Consolidarea Răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și marturilor în Republica Moldova, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea Republica Moldova, după cum urmează. Viorel Ciobanu, în ateliere regionale pentru șefii și secretarii comisiilor teritoriale de combatere a traficului de ființe umane, Sergiu Rusu și Viorel Ciobanu, în instruirea pentru completele de judecători specializate în examinarea cauzelor privind traficul de ființe umane și infracțiunilor conexe și în atelierul de lucru anual al procurorilor din procuraturile teritoriale responsabil de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, Sergiu Rusu, în instruirile specializate ale ofițerilor din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Adrian Mircos, Sergiu Rusu, Radu Gojan și Ion Munteanu pentru elaborarea metodologiei de efectuare a acțiunilor cu privire la recuperarea bunurilor dobândite prin mijloacele ilicite. Prezenta hotărâre urmează a fi transmisă Procurorului General pentru evidența procedurilor administrative de referință și va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestată în condițiile articolului 191 cod administrativ. Deci următorul subiect care este impus pentru ordinea de zi de astăzi este transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în colegiu pentru selecția și cariera procurorilor. Domnul Buceac, vă rog. Doamne președinte, stimați membri Consiliului Procurorilor, statul acela cunoștent în adresa aparatului Consiliului Procurorilor, au fost discuții
cererea unor candidați la funcția de procuror, după cum urmează: Valeriu Sârbu, Iulia Popov, Alexandru Pasiu, Vasile Leviste, Roman Golovev, Lilia Parcișina, Viorel Cetăznoi, Victor Ciucic, Denis Popgar, Gheorghe Trifon, și care solicită excederea dosarelor de concurs, colegii și cariera profesorului de vederea Valerii, acestora în conducă stabilită de decizii la procurație. În acest context vreau să vă informez că au fost scuse analizele toate materialele anexate la dosare și s-a constatat că semnatarii întrunesc conducții înaintate de statul de viață. Acel vreau să vă informez despre faptul că Consiliul Institutului Național al Justiției, prin hotărârea numărul 4/1/16 curent, a constatat validarea rezultatului examen instrumentar organizat în anul 2020 pentru candidații asistenților în mediul destinii comunii. Este interesant să constatăm și faptul că examenul a fost promovat de 34 de candidați. Deci, apreciate candidat care ar fi potențialii candidat la concursurile de prestare în până la data de 11 martie, curent aparatul Consiliului a recepționat dosare doar al 10 candidați, în numele cărora le-am anunțat anterior. Totodată, au fost înaintate și cereri din scrie în registru demararea procedurilor de evaluare din partea lui candidat la funcția de procedură, aceștia sunt Victor Tiboi și Marcel Cirevat, care au promovat examenul pentru candidat la funcția de procedură de nevictime în munte în anul 2019. La fel, a fost înregistrată și cererea unui absolvent al cursului de formare inițială procurorului în cadrul Institutului Național al Justiției cu moțul anului 2019, acestea sunt cereri provocate. În rezultatul examinării dosarelor aparatului Consiliului a constatat că toate cele 13 dosare a candidatul la funcția de procuror sunt completate conform legislației și aceștia au fost înregistrați în registrul candidatului cu numirea procuror vacantă. În conformitate cu regulamentul în vigoare, pentru a asigura continuitatea procedurilor care sunt implementate față de conflictul concursului, Consiliul trebuie să ne conduc faptul că, în conformitate cu regulamentul, candidații înscriși în registrul candidatului pentru primirea funcției vacante de procuror urmează să fie procuror evaluat de către colegii pentru selecția și cariera procurorului. În acest context, nu rămâne decât să propun membrul Consiliului să decide asupra transmiterii dosarului concete ale candidaților menționați în colegii pentru selecția și cariera procurorului, în perspectivă efectuării procedurilor de evaluare corupției. Acesta este conținutul subiectului pe care l-am prezentat. Dacă sunt întrebări la acest subiect? Nu. În acest caz vă propun de a supune votul acest proiect de hotărâre și a transmite, a lua act de plinitudinea dosarelor candidaților la funcție de procuror și a transmite dosarele acestora la Colegiul pentru Selecție și Cariera Procurorului. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât a lua act de plinitudine a 13 dosare de concurs a candidaților la funcția de procuror înscriși în registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, lista candidaților la funcția de procuror în Procuratura Teritorială, deci numele lor este Valeriu Sârbu, Iulia Popov, Alexandru Casir, Vasile Levitschi, Roman Colodei, Lilia Pacișina, Sergiu Cojocar, Viorel Pocăznoi,
Victor Călcic, Denis Cobzari, Victor Treboi, Gheorghe Trifan, Marcel Cerevatei. Sunt incluse și punctajul care le-a fost oferit din cadrul Institutului Național al Justiției la susținerea examenilor și a transmite colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarelor acestor candidați pentru organizarea procedurilor de selecție. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestată în condițiile articolului 191 Cod Administrativ. Trecem la subiectul 4 și este examinarea unei cereri de transfer. Doamna Mărgineanu, dar între timp este raportorul pe acest subiect. Verific dacă îl avem și pe domnul care dorește transferul în altă procuratură teritorială. Imediat. Este Eugeniu Gogu. Așteptăm să ni se alăture. Bună ziua, vă prezentați, vă rog. Bună ziua, procurorul Gogu Eugeniu, procuratorul Raionul Cantimir, acum delegat la procuratorul Raionul Ștefan Vodă. Recuzări față de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, dacă aveți? Nu am. Vă mulțumesc, doamna Mărgineanu, vă rog. La data de 06.03.2020, domnul Eugeniu Goga, procuror actual la Procuratura Raionului Cantemir, a depus la aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cerere privind transferul la funcția de procuror în Procuratura Raionului Ștefan Vodă, în temeiul prevederilor regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, punctul 8.15. Ce a precedat, evenimentele care au precedat acestei cereri a fost prin hotărârea din 30.01.20, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs pentru numirea prin transfer între procurorii înscriși la data de 30.01.20 în registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, pentru suplinirea a funcțiilor vacante, anume una de procuror de circumscripție Chișinău și procuror în Procuratura Raionului Ștefan Vodă. S-a stabilit că până la data de 04.03, termenul limită pentru depunerea cererilor la funcțiile anunțate prin concurs, nicio cerere nu a fost depusă. Respectiv, prin hotărârea din 05.03.20, Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat prin nerealizare concursul anunțat prin hotărârea din data de 30.01.20. Astfel a devenit posibilă ca cererea depusă de către domnul Eugen Gogu, prin care solicită transferul din funcția de procuror în raionul Cantemir la funcția de procuror în raionul Ștefan Vodă. Acest transfer nu consideră o avansare și nu este necesar a trece printr-o procedură de evaluare suplimentară. Respectiv, domnul Gogu activează în calitate de procuror de un an și patru luni de zile. Nu sunt depistate niciun impediment pentru a trece la aceeași funcție ierarhică amplasată sau egal amplasată. Și, bineînțeles că în situația creată este posibil accepta transferul domnului Eugeniu Goga cu acceptul Consiliului Superior al Procurorilor în funcție de procuror în Procuratura Raionului Ștefan Vodă, fără a ține cont de procedurile de evaluare și înscriere în registrul candidaților, în conformitate cu prevederile regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, aliniatul 4.8.15. De aceea și propun, neexistând impedimente și nefiind o avansare în funcție, doar transfer de la două funcții egale, să votăm transferul domnului Gogu dacă dumnealui își menține această cerere de transfer din funcția de procuror Raionul Cantemir la funcția de procuror Raionul Ștefan Vodă. Mulțumesc! Domnul Gogu, vă susțineți cererea? Da, onorat președinte, susțin cererea în continuare. Ce v-a motivat ca dumneavoastră să solicitați acest transfer?
Onorată președinte, sunt două motive, unul personal și unul profesional. Cel personal este că sunt născut original și domiciliez în orașul Căușeni și de la orașul Căușeni până în Ștefan Vodă sunt aproximativ 30 de kilometri. Astfel, este destul de ușor să mă deplasez din orașul natal unde își locuiesc până la locul de muncă. Al doilea motiv fiind cel profesional este că la momentul de față, în cadrul Procuraturii Raionului Ștefan Vodă, este deficit de cadre, adică de procurori care activează. Și aș putea suplini statele care sunt incomplete și pentru ca Procuratura Raionului Ștefan Vodă să activeze într-un regim, adică mai normal sau cu un procuror care a completat statele. Astfel va avea de câștigat și instituția procuraturii și anume Procuratura Raionului Ștefan Vodă. Mulțumesc, alte întrebări dacă sunt. Da, vă rog, domnul Poșniț. Domnul procuror, înțeleg că dumneavoastră sunteți un patriot a procuraturii, dar segmentul regional. Și vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră atât de patriot sunteți pentru Ștefan Vodă, ce facem cu Cantemirul? Care este situația la Cantemir? Rezultatul transferului dumneavoastră? Domnul Ploșniță, la momentul de față, în raionul Cantemir, dacă mă transfer eu la procurator raionul Ștefan Vodă, este doar o funcție vacantă, pe când la Procuratura Raionului Ștefan Vodă sunt trei funcții vacante. Și astfel vedem adică diferența de funcții vacante și diferența de state, adică nesuplinite. Eu nu am mai multe. Colegi, noi susținem transferul ăsta. Eu vă propun să ne manifestăm prin vot. Și anume ceea ce ține de transferul, accepta transferul în funcția de procuror a domnului Gogu în Procuratura Raionului Ștefan Vodă. Vă rog încă o dată, n-am fost atentă. Domnul Șușu, sunteți cu noi, vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât transferul în funcția de procuror în Procuratura Raionului Ștefan Vodă a domnului Eugeniu Gogu, procuror în Procuratura Raionului Cantemir și a propune procurorului general numirea prin transfer a domnului Eugeniu Gogu în funcția de procuror în Procuratura Raionului Ștefan Vodă. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru demararea procedurilor de emitere actelor administrative corespunzătoare. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestată în condițiile articolului 191. Vă mulțumesc pentru vizită. Vă mulțumesc. Dumneavoastră succes în activitate și felicitări. Mulțumim mult. Vă zicem la revedere și o zi bună. La revedere, o zi bună. Dar dumneavoastră vă propun o pauză de 5 minute până trece la examinarea celorlalte subiecte. Eu încerc scuze că e apărut o problemă tehnică și pentru mine este nou. Unde pun pauza? Aha, suntem toți. O întrebare doar cu privescul este tot în ordine? Pauza s-a finisat, problemele tehnice, după cât înțeleg, au fost înlăturate. Continuăm. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor și trecem la următorul subiect. Este punctul 5, încetarea calității de membru al Colegiului Disciplină și Etică. Domnul Roșca, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Ștefan Șoptefa, frație, a fost numit membru al Colegiului de Disciplină și Etică prin hotărârea numărul 12.172 din 11 decembrie 2017. Prin ordinul Procurorului General din 17 martie 2020, domnul Ștefan Șoptefraț a fost eliberat din funcție de procuror șef al Procuratorului Municipiului Chișinău pe motivul demisiei din procuratură în baza raportului depus. Potrivit articolul 83, alineatul 7, coroborat cu articolul 76, alineatul 1 litera D din legea numărul 3 din 2016, privire la procuratură, calitatea de membru al colegiului încetează în cazul suspendării sau eliberării din funcția de procuror. O prevedere similară se conține și în punctul 9, litera C, de regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de Disciplină și Etică,
aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor numărul 12-28 din 14.09.2016. Astfel, vă solicit să constatăm încetarea calității de membru al Colegiului de Disciplină și Etică a domnului Ștefan Șapfraț în legătură cu eliberarea sa din funcție de procuror. Dacă nu sunt careva întrebări la acest subiect, eu vă propun de a supune votul proiectului de hotărâre după cum a fost anunțat de colegul nostru și să-l susținem. A constatat încetarea calității de membru al Colegiului Disciplină și Etică, domnul Ștefan Șapte-Fraț, în legătură cu eliberarea sa din funcție și vă rog, vă manifestați spre vot. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât a constata încetarea calității de membru al Colegiului de Disciplină și Etică, domnul Ștefan Șapte-Fraț, în legătură cu eliberarea sa din funcția de procuror. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, directorul hotărârii și poate fi contestată în temeiul articolului 191, cod administrativ. Și trecem la următorul subiect, anunțarea concursului pentru alegerea membrilor colegiilor din rândul societății civile. Vă rog, domnul Șuș. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului. Noi suntem în situația când mandatul membru colegiului din subordinea Consiliului Superior a Procurorilor, mă refer la aleșii de rândul societății civile, încetează drept în legătură cu expirarea mandatelor. Membrii colegiilor din rândul societății civile au fost selectați în baza concursurilor demarate de către Consiliul Superior al Procurorilor în perioada 2016. De fapt, atribuția de selectare și numire a membrilor colegiilor din subordinea Consiliului Superior a Procurorilor de rând, celor din rândul societății civile, e o atribuție exclusivă a Consiliului și legea cu privire la procuratori ne obligă pe noi ca concursul să fie anunțat cu cel puțin 3 luni până la expirarea mandatelor acestor membri. În acest context, având în vedere circunstanțele de fapt și de drept aferente situației în speță, constat necesitatea anunțării concursului public pentru selectarea noilor membri în colegiile anunțate de rândul reprezentanților societății civile. Condițiile pentru candidații la funcțiile de membri în colegiile din subordine Consiliul Superior al Procurorilor de rândul reprezentanților societății civile sunt expres prevăzute în articolul 20 alineatul 1 litera A, C, articolul 69 alineatul 6 și 7, coroborat cu articolul 83 alineatul 4 din legea cu privire la procuratură. Prin analogie, candidații la funcție de membru al colegiului din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor trebuie să bucure de o reputație ireproșabilă și să fie autoritate recunoscută în domeniul lor de activitate. Totodată, regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor în punctul 11.4 asta doar eu, ori toți am desfăcut. Cu toții. Totodată, regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în punctul 11.4, stabilește restricții pentru candidații care se află sub incidența prevederilor articolului 15, alineatul 2, litera A și C și E din legea cu privire la procuratură. Astfel, generalizând cele expuse, făcând trimitere la normele care le-am descris mai sus, consider necesar și vă propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre prin care să anunțăm concurs public pentru persoanele care întrunesc condițiile stabilite de articolul 20 alineatul 1 litera A, C, articolul 69 alineatul 6, 7, articolul 84 alineatul 4 din legea cu privire la procuratură numărul 3 din 25 februarie 2016 prin selectarea membrilor în colegiile din subordine Consiliului Superior al Procurorilor de rândul reprezentanței societății civile pe cum urmează. Pentru colegiul selecție și carieră procurorilor o funcție, pentru colegiul evaluare a performanțelor procurorilor și colegi disciplină și etică către două funcții. Respectiv, dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte. A. Cerere de participare la concurs. B. Copie de buletinul de identitate. C. Copie diplomei de studii. D. Diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut a activității sale. E. Copie de buletinul de muncă în cazul în care candidatul deține astfel, deține carnetul de muncă. F. Cazierul judiciar. G. Certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimilor 12 luni. H. Curriculum vita. E. Scrisoare de motivare. G. Acord din partea instituției în care activează. K. Declarație pe proprie răspundere conform anexei numărul 1 la regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor aprobat prin hotărârea 12 din 19 septembrie 2016.
declarație pe propria răspundere privind necesitatea documentelor prezentate și lipsa incompatibilităților. Termen pentru depunerea cererilor de participare la concurs. Îl propun, de fapt, normele legale ne obligă ca să acordăm termen de depunere dosarului cel puțin 20 zile lucrătoare, dar eu propun să mărim acest termen până la 30 zile lucrătoare, care, după calculul meu, ar expira pe 18 iunie 2020, din considerent că în situația în care suntem în perioada regimul de urgență, respectiv în această perioadă nu știu dacă candidații vor putea acumula acele acte necesare pentru participare la concurs și într-un fel am restrânge termenul ăla de 20 de zile și de asta eu sunt pentru a stabili termenul de 30 zile lucrătoare. Plus la asta acoperim acel termen de 3 luni pentru cel puțin 3 luni pentru petrecerea mijlocită a concursului. Și cam asta am vrut să vă duc la cunoștință. Dacă acceptați, vă rog să mă susțineți. Vă rog, întrebări dacă sunt? Domnul Șoșo, anunțăm pentru toate colegiile. Da, dar cu o mică remarcă pentru colegia selecție și cariera procurorilor o funcție. Din considerent că un membru din partea societății civile a fost selectat în anul 2018, respectiv mandatul acesta, ieșind din normele actuale ale stabilite de Consiliu, ar expira în 2022. Vă mulțumesc. În acest caz, dacă nu sunt alte întrebări la acest aspect, vă propun de a supune votul acest proiect de hotărâre de a anunța concurs pentru persoanele care întrunesc condițiile stabilite de legea cu privire la procuratură și selectarea membrilor în colegiile de subordine a Consiliului Superior al Procurorilor. Vă rog, vă manifestați prin vot. Vă mulțumesc. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât a anunța concurs public pentru persoanele care întrunesc condițiile stabilite de articolul 20, articolul 69 și 83 din legea cu privire la procuratură pentru selectarea membrilor în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, din rândul reprezentanților societății civile, după cum urmează, colegii pentru selecția și cariera procurorilor, o funcție și câte două funcții în cadrul colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și colegiul de disciplină și etică. Deci, după cum s-a anunțat în proiectul de hotărâre, dosarul de participare la concurs va conține actele care au fost enumerate și susținem propunerea colegului și anume în privința că cererile de participare la concurs se vor depune la aparatul Consiliului Superior al Procurorilor până la data de 18 iunie, așa ați anunțat dumneavoastră, domnul Șoșu, da? Am propus. Mulțumesc. Și hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, directorul hotărâri, și poate fi contestată în temeiul articolului 191, cod administrativ. Vă mulțumesc. Subiectele care au fost incluse pentru ordinea de zi pentru astăzi au fost epuizate. Sper ca în curând această situație de urgență să se finiseze și să procedem nemijlocit în formatul fizic la examinare subiectelor care sunt incluse pe ordinea de zi a Consiliului Superior al Procurorilor și vă doresc tuturor sănătate și o zi bună. Mulțumesc!